Când ești un simplu pescar în Yemen, nu prea există perspectivă de creștere în carieră și, în general, situația financiară lasă de dorit. Cu toate astea, 35 de pescari deodată au reușit să iasă din sărăcie, după ce au găsit ambră într-un cașalot, în sumă de 1,3 milioane de dolari. Evenimentul cu noroc a avut loc în februarie 2021, după ce un grup de pescari a scos un trup de cașalot care nota în golful Aden. Au verificat dacă în stomacul lui există ambră și, spre surprinderea lor, au găsit substanța valoroasă care cântărea 127 de kilograme. 127! E una dintre cele mai mari găsiri de ambră în istorie. Au împărțit câștigul Andreei și alți oameni care au ajutat să ajungă la ambră și, de asemenea, au donat bani caselor de nevoiași din satul lor. Bărbații norocoși au reușit să cumpere case, mașini și bărci. Mulți planifică să se căsătorească, odată ce descoperirea fericită i-a scos din sărăcie. Dar apoi m-am gândit că trebuie să explicăm ce înseamnă ambră. Sigur, mulți nu au auzit niciodată despre asta. Așadar, ambra este o substanță extrem de valoroasă, care se formează în stomacul cașaloților. Se consideră că aceasta le protejează de ciocurile ascuțite ale calamarilor. Valoarea acesteia pe piață este cam egală cu cea a aurului. Ambra este foarte apreciată în parfumerie, fiindcă este folosită ca fixator de miros. Se găsește anume în cașaloți deja de multe secole. Desigur că în ziua de azi putem găsi și ambră sintetică, dar cea naturală este apreciată foarte mult. Dacă considerați că ambra sunt bani ușori, nu e chiar așa. Și nu pentru că găsirea ei este un mare noroc și raritate. Este foarte greu să te descurci cu cadavrul unui cașalot. Ei, ca și alte balene, sunt cele mai mari creaturi de pe pământ. După ce mor și ajung la mal, sau după ce singuri se aruncă la mal, trebuie tăiați în bucăți ca să fie utilizate mai comod. Să îndepărtezi acest cadavru nu este deloc ușor. Din cauza mărimii lui incredibile, trebuie să fie tăiat în bucăți mici ca să fie utilizate mai comod. Acest proces însă merge mână la mână cu alt obstacol. Balenele moarte pot să explodeze, literalmente. După moarte începe să se descompună rapid, organele interne și toată hrana pe care au mâncat-o înainte de moarte putrezesc. Ca rezultat se elimină căldură și gaze. Compoziția exactă a gazului variază de la caz la caz, dar de obicei include metan, amoniac și hidrogen. Un amestec care, printre altele, nu miroase deloc plăcut. Cu cât mai multe gaze, cu atât mai mare e presiunea din interiorul corpului, apoi ajunge doar o singură tăietură ca gazele să se repezească în afară cu viteză mare și BUM! Sună deja destul de periculos, dar odată oamenii au decis că ar fi o idee superbă să arunce în aer o balenă cu ajutorul dinamitei. Nu știu ce oare putea să meargă prost! În 1970, o balenă de 13 metri a fost aruncată la mal în Oregon. Autoritățile locale, neobișnuite cu faptul că balenele sunt aruncate la mal, încercau să decidă ce să facă cu animalul. Înmormântarea putea duce la faptul că eventual avea să reapară de sub nisip. Arderea sau măcelăritul erau excluse, fiindcă era prea mare. După ce au stat pe gânduri, oficialii s-au adresat inginerului Autorității de Transport a statului Oregon pentru ajutor. Lui a venit ideea genială să pună în jurul balenei dinamit, ca după explozie bucățile animalului să se împrăștie prin apă. Se presupunea că ceea ce va rămâne va fi mâncat de pescăruși și crabi. Când a venit timpul executării planului, pe mal s-au adunat spectatori. Au fost avertizați despre necesitatea de a se afla cât mai departe de locul exploziei, dar nu a ajutat. Explozia a aruncat bucăți enorme de balenă peste tot. Fragmentele au căzut și pe automobile, iar o bucată chiar a turtit o mașină. Era de dimensiunea unei mese de cafea. Spre mirare, nimeni nu a fost rănit, dar bucățile mici de carne au nimerit peste toți care se aflau în apropierea evenimentului. Ceea ce e și mai straniu e că o parte esențială a balenei nu s-a mutat de pe loc. Dinamitul pur și simplu a organizat pentru oameni un fel de foc de artificii din resturi de balenă. La urma urmei au fost nevoiți să îngroape fiecare bucată. Știți ce e înfricoșător de fapt? Dacă vă aflați, nu la mal, ci undeva în oraș,
oricum trebuie să vă fie frică de o balenă care poate exploda. Locuitorii Taiwanului au primit un fel de lecție de biologie când cadavrul unei balene de 60 de tone care se descompunea a explodat pe o stradă plină, scăldând în sânge și organe mașinile din apropiere și magazinele. Asta a oprit mișcarea pentru câteva ore și sigur a trezit în careva oameni noi fobii. Balena de 17 metri era în camionul cu cercetători, care se îndreptau spre autopsie, când gazul din interiorul animalului mort s-a adunat atât de mult încât a explodat. Apropo, au fost necesare 13 ore, două macarale mari și 50 de muncitori pentru a urca mamiferul într-o remorcă pentru ultima lui călătorie. Cât timp și efort au fost necesare pentru a curăța tot ce a rămas de la cașalot, nu e clar. Asta seamănă cu o scenă dintr-un film horror și unor trecători chiar le-a fost și rău. Dar haideți să ne întoarcem la ceea ce putem găsi în interiorul balenelor fără să ne așteptăm ca ele să explodeze. De exemplu, o persoană. Povestea incredibilă a lui James Bartley, marinarul care a fost găsit viu într-un cașalot, în anul 1891. E practic o legendă care este povestită din generație în generație. A început totul destul de banal. Vânătorii de balene voiau să prindă un cașalot mare, dar el a sărit din apă și a spart o barcă. Toți au rămas vii, dar doi dintre membrii echipajului pur și simplu au dispărut. Unul dintre ei era Bartley. Marinarii au urmărit cașalotul câteva ore înainte ca animalul să moară. Apoi bărbații s-au apucat de topoare pentru a extrage grăsimea. Au lucrat toată ziua și jumătate de noapte. Când au ajuns la stomac, au descoperit înăuntru ceva ghemuit, care dădea semne convulsive de viață. Era marinarul dispărut. După câteva surse, se spune că Bartley a petrecut în acel animal de la 15 la 36 de ore. El și-a pierdut părul și aproape că a orbit din cauza enzimelor digestive. Pielea lui era foarte palidă. Timp de două săptămâni a delirat, apoi și-a revenit. Despre asta au scris ziarele un secol întreg. A fost publicată istoria asta în toată lumea. Dar nu vi se pare că e un pic suspicioasă? Dintr-o parte, dintre toate speciile cunoscute de balene, doar cașalotul are gâtul destul de mare ca să înghită tehnic un om. Calamarii giganți cu care se hrănesc ajung la 14 metri lungime. E mai mult decât omul. Dar aceste date sunt insuficiente pentru a crede în ceea ce s-a întâmplat cu adevărat. Alte fapte fac povestea despre salvarea din stomacul cașalotului pur și simplu imposibilă. Cașalotul are 4 camere stomacale ca și vaca, umplute cu enzime digestive, plus că acolo nu există aer, adică nu există oxigen. Dacă și există gaz, cel mai probabil e metan, dar cu el nu poți respira. Deci omul înăuntru pur și simplu se va sufoca. Sau ce este și mai rău, va fi zdrobit de pereții puternici ai stomacului, care ajută balena să-și macine mâncarea. Pe scurt, povestea lui Bartley este doar o legendă frumoasă. Cu toate astea, o parte din această istorie poate fi adevărată, și anume faptul că cașalotul chiar putea distruge o barcă. În apogeul ierei de vânătoare asupra balenelor, posibilitatea de a opune rezistență era o caracteristică foarte utilă a mamiferelor. Desigur că navele de vânătoare metalice de acum sunt dincolo de puterea oricărui mamifer marin. Dar vasele de lemn de atunci erau vulnerabile pentru balenele furioase și cașaloții înțelegeau perfect asta. După ce în 1820 un cașalot i-a scufundat nava în Pacific, marinarul Owen Chase a descris capul cașalotului ca o armă perfect adaptată pentru asta. Comunitatea științifică de atunci nu a acceptat așa ipoteză, dar nu de mult cercetările au arătat că capul cașalotului este într-adevăr construit special să lovească obiectele din jur, fără niciun rău pentru sine însăși. Două rezervoare umplute cu ulei, care sunt situate pe frunte, sunt un fel de amortizatoare, care înmoaie orice lovitură puternică. Mai mult decât atât, cercetătorii au aflat că cașaloții se învățau unii pe alții cum să atace vânătorii și să le lovească bărcile cu capul. Într-un moment dat au început să atace chiar oamenii în bărci, probabil că și-au dat seama că e mai ușor și șansele sunt mai mari. Așa comportament avea doar o explicație, cașaloții chiar vorbeau unii cu alții și puteau să se învețe cum să facă asta.
Dar dacă cașaloții pot distruge bărci și înghițire de către un așa mamifer duce la moarte sigură, merită oare să ne fie frică de asta chiar acum? Bună întrebare! Deși e posibil fizic, dar probabilitatea de a fi înghițit de un cașalot e 1 la miliard. Asta din cauza că întâlnirile cu aceste mamifere sunt foarte rare. Majoritatea oamenilor nu vor vedea niciodată în viața lor un cașalot, chiar dacă își vor dori foarte tare. Da, cașaloții sunt foarte răspândiți în toată lumea, dar le place în special Oceanul Liber și adâncimile de mai mult de 3 km. Cu toate astea există motive pentru grijă, când înotați sau când sunteți cu barca, în habitatele acestor mamifere marine, uneori cașaloții se apropie de bărci sau înotători. Din curiozitate. Din fericire, bărcile de azi sunt concepute special pentru a preveni răsturnarea, la contactul cu animalele marine mari. Deci consider că nu trebuie să vă fie frică de cașaloți, dacă desigur nu sunteți un calamar. Biologii marini care cercetează cașaloții scotocesc prin conținutul stomacului lor pentru a înțelege mai bine aceste animale. Și după cum știți deja, e greu să cercetezi un exemplar viu. În schimb, autopsia permite să obții informații valoroase despre sănătatea, alimentația și comportamentul lor. Una dintre cele mai interesante descoperiri este prezența ciocurilor de caracatiță și calamari din stomacul lor. Cașaloții practic nu mănâncă nimic în afară de tone de calamari, caracatițe și ceva pește, iar calamarii și caracatițele au niște ciocuri foarte tari, care sunt făcute din chitină ce nu poate fi digerată în stomacul balenelor. Cercetând resturile acumulate din stomac, biologii pot înțelege cu ce specii de calamari și caracatițe se hrănea cașalotul. Și modalitatea principală de a scăpa de ciocuri este regurgitarea. Dar uneori balenele mor fără să scape de exces. Știți, uneori chiar și stomacul unei balene în sine este o descoperire grozavă. Pe 7 octombrie anul 2022, vizitatorii unei plaje din Anglia au fost nedumeriți când pe țărm a ajuns asta. Un fel de țesut alb fără semne de identificare sau miros specific. Experții au decis de la început că e placenta unei balene care a murit în ocean, dar la o examinare mai exactă au descoperit că e stomac. Dar cum a ajuns acesta aparte de toate? Cel mai probabil că stomacul a aparținut unei balene care a murit nu de mult și se descompunea la suprafața apei, departe de mal. Corpul acestei apoi a fost cotocit de păsări, organele interne au înotat în ocean până n-au ajuns la mal. Oamenii de știință n-ar fi împotrivă să examineze stomacul, căci după cum am spus, este o modalitate foarte bună de a cunoaște mamiferele mari de pe pământ. Dar cu părere de rău, nu vor afla niciodată. Acel stomac n-a fost dus nicăieri, a rămas pe mal, apoi probabil că a fost spălat înapoi de apă, ori cu el s-au hrănit alte animale. În general, să întâlnești o balenă la mal, chiar și moartă, este destul de așteptat, iar în mijlocul pădurii, cam nu. Nu e de mirare că pescarii au fost surprinși să găsească cadavrul unei balene cu cocoaș în mijlocul unei păduri dense de mangrove. Se presupune că puiul de balenă s-a pierdut în ape și a murit de foame sau din altă cauză. Cadavrul lui a fost dus de apă pe o insulă, iar în apa se ridică aproape de 2 ori pe zi cu 4 metri, inundând păduri de mangrove. Când apa s-a retras, acesta a rămas în mijlocul desișurilor. Sper că apoi nu a explodat. Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce ați învățat nou din episodul de astăzi. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!